Da. Despre următorul meci, avem un meci cu nou promovată. Sperăm să luăm toate cele trei puncte de. Avem și meci acasă. O atitudine, eu zic că vom avea la acest meci. Sper din tot sufletul să câștigăm și să mergem la Galați cu o gândire bună și să câștigăm și acolo. Tot cu o nouă promovată. Da. Dacă nu îl întreb eu, Zic. Zaru, ai fost semnatorul meciului, eu știu, te motivează și mai mult acum, dacă vei da și un gol, te va aprecia suporterii și mai mult, dacă Cu te-au apreciat siguranță, în jocul cu acesta. siguranță mă va motiva. Le mulțumesc foarte mult suporterilor care m-au votat. Dar și îmi doresc ca și colegii mei de la meci la meci se apropie toți din echipă de acel tablou care, sincer să fiu, chiar m-am bucurat și sper ca de la meci la meci să ajung să-l iau. Dacă voi da și gol, va crește și nota mea. Ia-ți urmări pe adversari, cunoscut sau mai puțin. Da, ne-am uitat la video, știm despre ei, știm ce joacă. Am pregătit toată săptămâna cum să-i luăm. Și cred că am pregătit foarte bine și vom câștiga cu siguranță. Eu cel puțin asta îmi doresc. Nu știu. Oricum, o să vorbesc și cu colegii mei, să ne montăm așa oarecum înainte de meci, doar cu gândul de a câștiga. Deci nu există altceva de să luăm un punct sau nu. Trei puncte cu siguranță le vom lua mâine. Da, până să intrăm în discuție despre meciul de mâine, vreau să felicit echipele românești care s-au calificat, pe Dean Petrescu și CFR Cluj, care au făcut un meci, cum știm, foarte bine pragmatic, care a dus la calificarea CFR-ului. Felicitări și bravo lor. FCSB-ul și Dică, un meci foarte bun în Norvegia, cu o calificare meritată. Și merită felicitări și Rădoi și echipa lui Craiova, care au făcut un meci bun, au avut neșansă până la urmă. Se vede schimbarea, se vede mâna și modul de lucru al lui Mirel Rădoi la Craiova și cu siguranță Craiova va ajunge acolo unde își dorește suporterii și unde își dorește patronul. Doar să aibă liniște, să muncească și să aibă continuitate în muncă. Vis-a-vis de meciul de mâine, ne așteaptă un meci dificil cu o echipă foarte, foarte dinamică ca joc, cu jucători cu mobilitate bună în joc, cu preocupați să joace, să paseze, să schimbe mult pozițiile. O echipă bună care am urmărit-o și anul trecut la meciurile de baraj de la Liga 3. Meciul ăsta poate părea mai ușor la prima vedere, dar probabil că ne veți spune că nu este, nu? Asta e și adevărul. Sincer, din punctul meu de vedere, le-am spus și băieților, cred că meciurile cu Șelimbăr și cu Brașov au fost mult mai simple din punct de vedere tactic pentru ei, pentru că jucau niște sisteme clasice, ambele echipe. Pe meciul de mâine întâlnim o echipă și un adversar care joacă un sistem puțin atipic, foarte mobil, își schimbă foarte mult pozițiile. Au preocupare de a ține mingea, de a avea o posesie prelungită și tocmai de aceea vor fi momente când vom fi nevoiți să suferim. Trebuie să știm să suferim, să muncim și să ne impunem ca joc și ca rezultat datorită experienței noastre, datorită valorii noastre ca echipă și individual. Și astea sunt aturile noastre care vor trebui să facă diferența la meciul de mâine. Au reintrat în programul de antrenament Bocșan și cu Benzar, dar deocamdată doar la antrenament. E greu de crezut că
vor fi apți până mâine. De fapt, nici nu vreau să risc sub nicio formă, pentru că nu vreau să riscăm o accidentare mai lungă. Din păcate, a mai jucat, dar a jucat puțin riscând pe finalul ăla de joc, pentru că aveam nevoie de o execuție și am riscat cele 10 minute. E posibil să apară și mâine, dar undeva tot așa, 10, 15, 20 de minute, în funcție de rezultat, în funcție de ce se va întâmpla pe teren. Din păcate, Jurgi este încă accidentat, Oanea cu accidentat, Ionuț Bătănaș accidentat, revin Carlo și Marco Andone, care au lipsit săptămâna trecută din cauza unor răceli. În rest, în mare parte, lotul este valid.